numesc Robert Covaci, sunt din Oradea și practic trial bike-ul de la 13 ani. Primul meu contact cu trial bike-ul a fost în vara anului 2004, când treceam prin curtea Muzeului Țării Crișurilor. Am observat niște băieți cu biciclete mai ciudate, fără șaua. Apoi, când am văzut ce sărituri și tricuri făceau, m-am îndrăgostit din prima. Prima mea bicicletă a fost un DHS mountain bike pe care l-am primit de la tata, ceea ce nu pot să zic că a fost un bike de trial, așa că trebuia să o transform. M-am închis în atelier, am lucrat zile întregi transformând-o într-o bicicletă de trial. Antrenez de 4-5 ori pe săptămână. Sunt zile în care ies de 2 ori, dimineața și seara, și altele când mă dau doar singură dată pe zi. De obicei dimineața merg mai mult pe mișcări tehnice, mișcări de bază, iar seara încerc să fiu cât mai powerful, sărituri mari, să dau tot ce pot. În anul 2008 am reușit să devin campion național la categoria junior. În prezent am reușit să obțin titlul de vicecampion național în categoria elite. Ținta mea, campionatele europene. Dacă aș prinde peștișorul de aur, mi-ar place să-i cer 2 bike-uri, unul pentru racing și unul de antrenamente. E prea mult, ok, e prea mult. Trialul este mai mult decât un sport. Este un stil de viață, adrenalină, tehnică, control, tot.